Vă salut pe toți cu bucurie! Ideea acestui material mi-a venit văzând pe internet reclame la anumite aparate electrice, mai precis la aparatele electrice de încălzit. Unele dintre aceste reclame recomandau un anumit aparat pentru că, zicea reclama, are un consum redus de energie electrică. Altele prezentau un aparat foarte mic de încălzit și încercau să acrediteze ideea că dacă aparatul este mic, atunci și consumul lui de energie electrică trebuie să fie mic. Reclama zicea cam așa, cu un aparat atât de mic, puteți să încălziți o cameră. În fine, alte reclame spuneau despre aparatul pe care îl recomandau că el poate să și răcească camera având un ventilator. Ei bine, prima afirmație este paradoxală, a doua afirmație este absurdă, iar a treia este pur și simplu o minciună. Le vom discuta pe toate trei, pe rând. Întâi însă, vreau să vă spun că nu-mi place cuvântul consum atunci când vorbim în general despre energie, pentru că nimeni n-a reușit până acum și nu va reuși niciodată nici să consume energie și nici să producă energie datorită legii conservării energiei. Ceea ce putem face este doar să transformăm un tip de energie în alt tip de energie, o formă de energie în altă formă de energie. Este adevărat că dacă facem precizarea ce fel de energie, la ce fel de energie ne referim, de exemplu, energie electrică, atunci se mai poate accepta formularea consum de energie electrică cu sensul că acea energie electrică a dispărut, dar în locul ei au apărut alte tipuri de energie în aceeași cantitate. Aceasta înseamnă că după ce am folosit un aparat electric, în univers va fi exact atâta energie cât a fost înainte de a folosi aparatul respectiv. Poate că unele confuzii și concepții greșite despre care vreau să vorbesc azi în legătură cu aparatele electrice apar tocmai din cauza folosirii cuvântului consum atunci când ne referim la energia pe care o folosesc aceste aparate. Din aceste motive eu prefer să spun aparatul folosește energie electrică în locul consacratei, din păcate, expresii aparatul consumă energie electrică. Și acum să trecem la reclame. Nu voi începe cu prima, deoarece este cea mai ciudată și ca să gradez suspansul o voi lăsa pentru sfârșit. Voi începe cu dimensiunea aparatului de încălzit. Există o mărime fizică care ne permite să calculăm foarte simplu câtă energie electrică folosește un aparat. Ea se numește putere și se măsoară în wați și este trecută de cele mai multe ori pe carcasa aparatului electric. Dacă înmulțim puterea unui aparat electric cu timpul cât a funcționat, găsim câtă energie electrică a folosit aparatul respectiv. Deci câtă energie folosește aparatul depinde evident nu doar de ce putere are aparatul, ci și de cât timp a funcționat aparatul. Ei bine, nu există în general nicio legătură între puterea unui aparat electric și dimensiunea lui. Un aparat electric casnic poate să fie cât un dulap și să aibă putere mică, și poate să fie foarte mic și să aibă putere mare. De prima categorie pot să dau ca exemplu frigiderul modern, care face parte din clasa economică și al cărui compresor are o putere de 40, 50, 60 de wați. Adică, deși este un aparat mare, uneori cât un dulap, puterea lui este foarte mică. Din a doua categorie pot să dau ca exemplu aparatele care se montează pe robinet și care încălzesc apa instantaneu. Aceste aparate pot să aibă puteri cuprinse între 2000 și 3000 de wați, iar în momentul în care le pornim, puterea poate să fie chiar mai mare de atât. Este de obicei mai mare decât atât.
De aceea, aceste aparate, din urmă, pot să fie periculoase. Dacă funcționează, de pildă, la un debit mic de apă, ele se pot supraîncălzi și se pot chiar topi. Și când un aparat electric se topește, pot să apară multe lucruri rele. Atenție, nu spun să nu folosiți astfel de aparate. Am și eu unul și sunt foarte mulțumit de el. Ceea ce vreau să spun este că trebuie atenție sporită când lucrăm cu astfel de aparate, când folosim astfel de aparate și în niciun caz nu trebuie să le lăsăm să funcționeze nesupravegheate. Prima concluzie. Faptul că un aparat electric este mic nu înseamnă că folosește puțină energie electrică. Reclamele care încearcă să acrediteze un astfel de mesaj sunt absurde, pentru că, încă o dată spun, nu există nicio legătură între dimensiunea unui aparat electric și puterea lui. Să vorbim acum despre a treia afirmație din reclame, și anume, ventilatorul răcește camera. Niciun ventilator nu răcește aerul dintr-o cameră. Dimpotrivă, îl încălzește. Orice ventilator are un motor electric și orice motor electric transformă o parte din energia electrică pe care o folosește în căldură. Se încălzește. Dacă nu credeți, puneți mâna pe carcasa ventilatorului în zona în care se găsește motorul și o să vedeți că e caldă, uneori e chiar fierbinte, depinde de puterea ventilatorului și de randamentul motorului, ventilatorului. E bine, acea căldură ajunge în aerul din cameră. Și atunci, de ce folosim ventilatoare? Organismul uman are un mecanism de răcire și unul de încălzire, mecanisme pe care le folosește în funcție de temperatura ambientă. Încălzirea se face cu căldura produsă de unele organe interne, cum ar fi ficatul, inima, creierul și cu ajutorul mușchilor. Mușchii sunt, de fapt, aparate electrice și ca orice motor electric, pentru că mușchiul asta este, de fapt, atunci când funcționează și mușchii produc căldură, la fel cum făcea și motorul ventilatorului. De aceea, când este foarte frig, dârdâim. Creierul trimite mesajul mușchilor, fraților, scade temperatura, lucrați un pic ca să ne încălzim. Dar dacă este prea cald, corpul trebuie răcit. Pentru aceasta există un mecanism total diferit care se bazează pe evaporarea apei. Când temperatura ambientă este prea ridicată și există riscul ca organismul, corpul, să se supraîncălzească, transpirăm. Apa de pe piele se evaporă, dar pentru a se evapora are nevoie de căldură, pe care o ia de la piele, pentru că este în contact cu pielea. Și prin această evaporare a apei, pielea și țesuturile de sub piele se răcesc. Și de asemenea se răcește și sângele care circulă prin capilarele din aceste țesuturi. Și pentru că sângele circulă pe urmă prin tot corpul, atunci se răcește tot corpul. Ei bine, ventilatorul ajută acest proces de evaporare. Viteza cu care se evaporă un lichid depinde și de viteza cu care se mișcă aerul de deasupra lui. Și ventilatorul tocmai asta face, mișcând aerul, grăbește, mărește viteza cu care se evaporă apa de pe piele, transpirația. Și în felul acesta, mecanismul de răcire devine mai eficient. Pielea se răcește mai puternic și corpul își poate regla în acest fel temperatura. Dar, încă o dată spun, ventilatorul nu răcește aerul, ci doar ajută mecanismul de răcire pe care îl are corpul nostru. Atenție, eu vorbesc aici despre ventilatoarele de interior. Nu mă refer la ventilatoarele care aduc aer din exterior. Un astfel de ventilator, în cazul în care în exterior temperatura este mai scăzută decât în interior, un astfel de ventilator poate să răcească aerul dintr-o cameră, aducând aer rece din exterior. Și acum a doua concluzie. Reclamele care susțin că un simplu ventilator poate răci aerul dintr-o cameră sunt mincinoase.
ventilatoarele de interior nu pot răci aerul. Dimpotrivă, produc în timp o ridicare a temperaturii prin căldura pe care o degajă motorul ventilatorului. Să vorbim acum în final despre prima afirmație, care este cea mai interesantă dintre toate și despre care v-am spus că este paradoxală. Este vorba despre afirmații de genul: acest aparat de încălzit are un consum redus de energie electrică. Ei bine, s-ar putea să vi se pară ciudat ce vă spun acum, dar un aparat electric de încălzit dă exact atâta căldură câtă energie electrică folosește. El nu poate să dea nici mai multă și nici mai puțină căldură decât câtă energie electrică a folosit, din cauza legii conservării energiei. Atenție, eu vorbesc despre aparatele care nu fac altceva decât să transforme energia electrică în căldură. Nu mă refer la altfel de aparate electrice folosite la încălzire, cum ar fi pompele de căldură. O pompă de căldură face altceva, ea aduce căldură din exterior, de pildă din pământ sau din apa unui lac, o aduce din exterior în interior, în casă. O astfel de pompă de căldură are ceea ce se numește eficiență, adică folosind aceeași energie electrică, ea poate să aducă mai multă sau mai puțină căldură în locuință. Dar asta e altceva. Nu despre asta vorbim aici, ci despre acele aparate, de pildă cele cu rezistențe, pentru că ele sunt cel mai des întâlnite, care transformă energia electrică în căldură. Și acum să explic de ce un astfel de aparat nu poate să dea nici mai multă, nici mai puțină căldură decât câtă energie electrică a folosit. Principiul al doilea al termodinamicii ne arată, printre altele, că nu putem transforma integral căldura în lucru mecanic sau în energie electrică sau în alte forme de energie. Cu alte cuvinte, nu putem face astfel de transformări cu randamentul 100%. De pildă, motoarele termice, motoarele din automobile, motorul Otto, diesel, Wankel și oricare dintre ele, nu vor avea niciodată randamentul 100%. Oricâtă tehnologie vom adăuga la aceste motoare, ele nu vor avea niciodată randamentul 100%. Pentru că există o limită teoretică a acestui randament. O limită teoretică care depinde de niște temperaturi, despre care nu-i cazul să vorbim acum. Dacă doriți să știți mai multe despre acest randament, puteți urmări materialul de fizică care va apărea pe canalul meu la sfârșitul acestei săptămâni, și anume partea a patra a materialelor legate de termodinamică. Deci, nu putem transforma integral căldura în energie electrică și nici în altă formă de energie, dar pe noi ne interesează energia electrică. În schimb, tot principiul al doilea ne arată că putem transforma integral lucrul mecanic în căldură sau energia electrică în căldură sau alte forme de energie în căldură. Ceea ce înseamnă că dacă un aparat electric dă doar căldură, nu efectuează lucru mecanic, nu produce lumină, dă doar căldură, atunci toată energia electrică pe care a folosit-o se transformă în căldură. Deci aparatele electrice de încălzit au randamentul 100%. Ceea ce am spus până aici arată că dacă două aparate electrice de încălzire au aceeași putere, ele vor da aceeași căldură într-un anumit interval de timp. Chiar dacă unul a costat de 100 de ori mai mult decât celălalt, dacă au aceeași putere, vor da exact aceeași căldură. Singurul lucru care contează pentru câtă căldură primim într-un anumit interval de timp de la un aparat electric de încălzit este puterea aparatului respectiv. Dacă nu doriți altceva de la un aparat decât să vă dea căldură, atunci cumpărați aparatele mai simple. N-are niciun rost să cumpărați aparate sofisticate
cu ulei, cu tot felul de butoane comutatoare, LED-uri, aparate de măsură, ecrane, tastaturi și așa mai departe, pentru că toate astea nu ajută cu nimic la câtă căldură produce aparatul. Încă o dată spun, aparatul ne va da atâta căldură câtă energie electrică a folosit. Și acum cred că înțelegeți de ce am spus că reclama care spune că acest aparat electric de încălzit are un consum redus de energie electrică este paradoxală. Este paradoxală pentru că dacă are un consum redus de energie electrică, înseamnă că dă puțină căldură. Este ca și cum ar spune reclama, cumpărați acest aparat de încălzit, o să fiți foarte mulțumiți de el, pentru că nu dă prea multă căldură. De aceea este paradoxală. În concluzie, aparatele electrice de încălzit au toate, fără excepție, randamentul 100% și toate dau exact atâta căldură câtă energie electrică au folosit. Dacă ați crezut că aparatele electrice de încălzit pot fi mai economice sau mai puțin economice, atunci lumea nu este cum credeți. La revedere!